Chiar dacă majoritatea bugetarilor sunt liberi în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, Societatea de Transport Local a decis ca programul de circulație al mijloacelor de transport în comun să nu fie schimbat și să se desfășoare conform programului de luni-vineri. Decizia a fost luată pentru a veni în sprijinul buzoienilor care obișnuie să circule cu autobuzul, dar și a celor care trebuie să ajungă la serviciu. Programul de transport în comun, inclusiv al zonelor, se regăsește pe site-ul Societății de Transport în Comun și la ghișeele de vânzare a biletelor. În anii din urmă de sărbători, programul de transport local se schimba, însă în acest an s-a luat această decizie astfel încât buzoienii să poată circula fără restricție, dar și cu respectarea normelor de distanțare fizică.